Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Astăzi vreau să-i fac băiatului niște țumburele de pui. O să-i fac niște țumburi crispy, foarte bune, prăjite. Pentru această rețetă am nevoie, eu o să-i fac 4 țumburele de pui, aproximativ 100-150 de grame de făină de grâu, 2 ouă, sare, chiperi, o linguriță de boia roșie dulce, câțiva fulgi de porumb. Înainte de a începe, o să crestez puțin țumburelile, o să le crestez. Le crestez ca să se pătrundă mai bine. După care o să pun sare, chiperi, o să le condimentez cu sare, cu chiperi. Așa. O să punem acum sare și chiperi peste ele, le condimentăm. Așa. O să le facem crispy, solzie fulgi. Pun și puțină boia roșie dulce, nu foarte multă, doar pentru culoare. O să mai pun puțină sare, ca să fim siguri că suficient de sărate, puțin piper. O să le fac puțin mai picante, lui așa îi place. Așa, le pun deoparte să stea puțin să-și tragă aromele. O să mă spăl pe mâini, după care o să strivesc puțin fulgii de porumb să-i fac mai mici. O să bat ouăle, dar revin cu alte imagini imediat. Acum o să spargem puțin fulgii, pentru că sunt prea mari. O să-i apăsăm puțin cu podul palmei, ca să nu fie atât de mari. Îi strivim puțin. Eu i-am pus într-o pungă ca să-mi fie mai ușor. Așa, ajunge. Îi punem deoparte. În făină tot așa o să pun puțină sare, nu foarte multă, fiindcă am pus pe pulpe. Puțin piper. Și puțină boia roșie dulce. Așa, foarte puțină. Ne amestecăm bine, bine. O să batem și ouăle. Acum o să bat două ouă. Așa. Batem două ouă. O să punem puțină sare și puțin piper și nouă, nu foarte mult, fiindcă am mai condimentat pulpele, dar v-am spus, vreau să fie puțin, să fie puțin picante. O să le facem exact așa ca la magazin, cum se fac la magazinul de unde le place la copii să mănânce foarte mult aripioare și țumburele de pui. Nu o să-i dau numele, dar știți dumneavoastră la ce mă refer. Așa. Dragi prieteni, acum vom da țumburile. Le vom da bine, bine pe făina de grâu. Așa, le dăm pe făină. Să fie bine, bine date. După care le dăm pe nou. Ne tăvălim bine, bine pe nou. Iar apoi, ultima dată, o să le dăm prin fulgii de porumb. Așa. Așa trebuie să arate. Așa vom proceda cu toate, așa vom proceda cu toate, le vom da prin făină.
le vom da prin ou, iar apoi le tăvălim prin fundul de porumb. Am terminat de făcut somburelele, de le condimentat, de le dat în fulgi de porumb. Între timp am curățat și 2 cartofi la băiat, o să-i fac și niște cartofi pe aia lângă. Acum haideți să mergem să punem o cratiță pe foc, să punem ulei la încins, să le prăjim. Am pus o cratiță pe foc la încins, o să punem ulei. O să punem ulei puțin mai mult pentru că ele trebuie să se prăjească în ulei. O să lăsăm la foc încet, la foc mediu, ca să se pătrundă bine până lângă os, să nu fie sânge lângă os. Vom da foc încet și le vom lăsa așa, le vom prăji încetul, de voie, doar să se încingă uleiul. Dragi prieteni, uleiul nostru tocmai ce s-a încins. Acum o să dau focul puțin mai încet, așa, să se prăjească de voie, să se prăjească încetul. Vedeți? Lăsăm așa, la foc încet, la foc mediu, ca ele să se poată pătrunde până lângă os, să nu fie sânge lângă os. Le prăjim așa la foc încet. Țomburelele noastre picante sunt gata, s-au prăjit. O să le scoatem afară, am pus pe o farfurie un șervețel ca să mai absorbă din ulei. O să le scot afară, o să-i fac și cartofii pai, după care o să revin cu alte imagini. Dragi prieteni, așa au ieșit omburile noastre picante cu fulgi de porumb, lângă o garnitură de cartof pai, puțin sos de usturoi, puțin sos de miere de albine. Așa au ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru, pentru că este gratis. Dacă doriți să mă ajutați cu abonare, o distribuire la prietenii dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!
you.